nou envolvit de o să zicem așa și da. Vreau să vă zic că în acest videoclip o să vorbesc puțin despre Gameforge. Da. Ați auzit bine, Gameforge, nu-i fi eu un YouTuber prea mare, dar am auzit, adică tot dau pe YouTube și tot am dat scroll și la recomandate, tot îmi scrie că Gameforge, 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 aștept sale, aștept sale. Deci am înțeles că Gameforge, adică compania Gameforge, cea de la Metin, au șters multe. Bine, eu nu fac Metin acum, dar na, zic, da, mă interesează de problema altora, știu. Ok, dar cei de la Gameforge au șters toate videoclipurile altor YouTuberi cu Metin 2, care conține jocul Metin 2. Câțiva încă nu au fost atașați de problema asta, dar na. Ok, uitați și voi, de exemplu, so what the fuck? What the fuck? So what the fuck, de exemplu, da? Bine, Salutare tuturor și... nu le fac promovare sau ceva, dar în fine, scuze. Mergem la playlist-ul ROM, da? Uitați. Câteva videoclipuri sunt fucking... încă mai merg. Dar dacă ne ducem la X Crețu, care și el cred că a făcut un vlog. Uitați aici. Dar nu asta, stați un pic. E pe aici, pe undeva, ok. Siberia Metin 2. Uitați, acest videoclip cuprinde conținut de la Gameforge, care a blocat difuzarea acestui invocând drepturi de autor. Nu înțeleg de ce ar vrea Gameforge-ul să fac așa ceva. Deci, na. Adică vorba lui. Aici X Crețu a avut dreptate. M-am uitat la un videoclip de-a lui. Da, stați un pic. Scuzați că nu sunt asta, dar fine. În acest videoclip, unde naiba e? Uite, aici, Gameforge îmi aruncă munca la voi, adică da, are dreptate, what the fuck. Deci, ei, YouTuberii din întreaga lume, să zicem așa, dintr-o YouTube românesc, să zicem, lucrează ei ce lucrează, adică la edit și chestii, și pur și simplu s-au șters videoclipul, adică videoclipurile, scuzați, s-au șters videoclipurile, adică e zero, e egal cu zero. Adică munca lor ce au făcut până acum e zero. Deci, cam nasol pentru... ce vreau să caut? Vreau să caut Gameforge. Închide... nu. Șterg toate videoclipurile de Metin 2. Ok. Pare mi se. Uitați, Gameforge șterge videoclipul cu Metin, Gameforge închide toate clipurile, bla 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 bla, uitați. Lol, nu poate șterge și server. Ok, Gameforge ne dă shutdown, toate clipurile cu Metin 2 sunt șterge. Dar nu înțeleg de ce. Gameforge iese la atac, vă pune oare toate privatele jos? Vedeți, după cum bine știm, Metin 2 nu mai are o atracție așa mare. În fine. Și da, asta am vrut să vă zic că Gameforge nu știu ce naiba are. Deci cred că, nu știu, wow, o să mă uit după, chiar o să mă uit după clipul ăsta la mai multe clipuri. Da, după clipul ăsta la mai multe clipuri. Cum se numește? Să fac, doamne, să văd dacă este o, cum să-i zic eu, mă, dacă este o soluție să nu mai șteargă sau chestii, sau de ce ar șterge? Chiar o să mă interesez de asta, bine. Nu-mi ziceți acum că, bă, tu nu joci Metin 2 sau astea. Nu joc, na, dar mă interesează de munca altora.
Pentru că mi-e milă, pur și simplu mi-e milă. Pentru că și eu dacă aș face ceva și aș sta ca fraierul să filmez pentru voi și pentru abonați și pentru să vă fac pe plac, chiar aș, na, chiar aș 10 sau ceva, na, în toată munca, adică filmez așa non-stop să zic, bine, o dată pe zi sau asta, bine, cum filmez eu o dată pe săptămână, na. Și pur și simplu, pe aia, bum, dispare tot. Păi, asta e muncă egală cu zero, adică, na. Și, pui mei, na, ce vreau să zic, că, de ce ar, deci, asta vreau, asta mă interesează, pentru că toți zic asta, că de ce ar stinge, dar nimeni nu prea știe, bine, nici eu nu știu, dar, deci să nu mă criticați că zic de alții YouTuber și să, că eu nu fac niciun videoclip și chestii. Poate na, pe viitor, dacă pot, de fapt nu mai pot, pentru că GameForge o să-mi șteargă videoclipurile și chestii, mai mi-au dracu și altceva. Ok, și, păi, cam asta a fost totul, pentru că am filmat 6 minute, cam asta a fost totul, da, și... Aș vrea să vă mai zic, să vă mai zic ceva. De ce nu editez eu videoclipurile? Și de ce postez așa rar? O să încerc să postez mai... O să încerc să postez mai des, pentru că na. Dar ziceți că e vară și că ai timp, frate, că asta, dar eu sunt plecat ori la munte, ori acolo, ori acolo, ori acolo. Și nu prea am timp și editul, adică mă grăbesc. Fac un video, de exemplu, acum și nu prea pot să, ori nu am cu ce să le editez, pentru că de la un timp bun nu prea mai găsesc programul de editare, bine, acum l-am, și ori n-am timp, ori nu prea trebuie să editez nimic la acest video și chestii. Dar dacă o să fie ceva nevoie, o să încerc să le editez, nu știu. Deci cam atât a fost, fraților, info video asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați ca nebunii butonul de like. Bine, două like-uri, what the fuck, acolo ce strâng. Mai mult pot să mă intereseze vizualizările. Dacă facem peste, na, 20 de vizualizări, mai postez, o să încerc să-mi iau din program și să mai postez ceva. Ok, poate puțin ce se go ceva de aici, în fine. Deci, asta am vrut să vă zic și vouă. Deci, fraților, aveți grijă cum postați cu astea de Metin 2 și... Na, pentru că, da. O să vă vi le șteargă și... Bine, cât... La câțiva nu le șterge. Uite, sau UTF, cred că nu le are șterse deja. Bine, după ce am văzut eu mai devreme, nu prea le are șterse, dar încă n-au ajuns aici. Adică încă n-au ajuns la ei. Câțiva youtuberi au noroc, să zic așa, pentru că mai poate fi vizualizate, doar că cu timpul pare mi se că le vede șterse. Și da. Apăsați butonul de like să strângem mai multe vizualizări, like-uri și dați și un share. Și dacă nu, încă n-ați... Nu sunteți abonați la canal, v-aș ruga să apăsați de butonul de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Ciao, bă!